Bună ziua, dragii mei, sunt Laurențiu Curcă, profesor de vânzări, iar astăzi o să abordăm un subiect de mare actualitate pentru voi toți. Subiectul este cum să vând mai mult. Nu o să vă dau un exemplu de data asta, ci o să vă spun de la bun început răspunsul, care este foarte simplu. Poți să vinzi mai mult făcând două tipuri de lucruri. Vânzând unor clienți noi sau vânzând mai mult unor clienți care deja ai. Deci lucrurile nu sunt foarte dificile. Fie clienți noi, fie clienți vechi pe care deja ai, cărora să le vinzi mai mult. Acum, dintre aceste două operații, care credeți voi că este cea mai ușoară? Cea mai ușoară este, fără doar și poate, cea de a vinde clienților care deja ai. Deci, în primul și în primul rând, pentru ca să vinzi mai mult, te sfătuiesc să te concentrezi asupra clienților care deja ai, apoi să-ți investești resursele, efortul, energia asupra clienților pe care încă nu-i cunoști și pe care ai vrea să-i agăți. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, hai să înțelegem. În momentul în care vorbim de un client, da? Clientul, ca să lucrez cu el, avem trei faze de lucru cu el. Mai întâi, trebuie să-l agățăm, apoi trebuie să executăm cu el ce avem de executat, da? Executare, iar în cele din urmă trebuie să facem ceea ce se numește mentenanță sau întreținere a ceea ce am executat cu el. Deci sunt trei stagii foarte simple, toate trei țin de vânzare, toate trei țin de noi. Cum se face agățarea? Sunt diverse metode de agățare și ceea ce este foarte interesant este că cei mai mulți se concentrează asupra celei mai grele metode de agățare dintre toate. Metoda care se numește cold calling, cu o, cold calling sau vânzare rece. Adică atunci când te duci pentru prima dată la un client, îi bați la ușă și îi spui: bună ziua, sunt vânzător, aș vrea să-ți vând ceva. Este probabil cel mai greu mod de vânzare, pentru că atunci când te duci la cineva pe care nu-l cunoști, cu care n-ai mai avut relații de afaceri înainte, acel om în mod natural nu este deschis la tine, nu este deschis către comunicare, nu-ți spune care sunt problemele reale, deci neaflându-i problemele, îți e foarte greu să-i dai o soluție și astfel să poți să faci vânzare cu el. Dar în schimb există tot felul de lucruri care le poți face înainte de a te duce la prima vizită, pentru ca în loc să faci împingere, să generezi atracție, omul să te cheme. În România lucrurile sunt destul de clare și de simple. În România, în momentul în care te duci la cineva cu o propunere, cred că este o chestie culturală, acel cineva căruia îi faci propunerea, fie se lasă greu, fie îți respinge propunerea. De aceea, cel mai bine în România este să creezi, dacă se poate, un cadru de atracție, astfel încât omul să vină la tine pregătit pentru ca să-ți accepte ceea ce anume ai tu de vândut. Și cum faci chestia asta? O primă cale, care este din ce în ce mai uzitată, este pe calea site-ului. Să ai un site, pe site poți să ai blog, poți să pui lucruri gratis, poți să pui cadouri, orice formă de gratuitate din partea ta și poți să dai ceva gratis, poți să faci, să trimiți e-mail-uri către un anumit grup de oameni care ți-ar putea fi clienți potențiali sau poți să faci în cele din urmă spam, care nu este legal. Ce mai poți să mai faci? Iarăși funcționează foarte, foarte bine, cel puțin în România, partea de recomandare, partea în care intermedierea către un client nou este făcută de către cineva care te cunoaște pe tine și cunoaște clientul nou. Ajungem la ultimul lucru care se poate face de către tine ca și vânzător, la partea de cold calling, de vânzare nepregătită. Presupunând că n-ai făcut nimic din tot ce ți-am spus mai devreme și că pentru prima dată ești în fața ușii unui om, trebuie să bați la ușă sau pui mâna pe telefon, ai doar un număr de telefon, trebuie să suni pe cineva pentru ca să stabilești o întâlnire cu el, pentru ca să stai de vorbă. Care sunt regulile? Ce trebuie să faci pentru ca să ai mai mult succes? Da? Și aici pun câteva reguli extrem de simple. Prima regulă, vreau să ai intenție superioară. Cu alte cuvinte, în momentul în care sun pe cineva, ideea este foarte simplă. Nu vreau să-l sun pentru ca să-i vinzi. Vreau să-l sun pentru ca să stai de vorbă cu el. Motivul pentru care să stai de vorbă cu el poate să fie chiar și unul pueril. Știu oameni care dau telefon și care spun: uite, trec în fiecare zi prin fața biroului tău, ți-am văzut mașina, dacă vrei, putem să stăm de vorbă, să bem o cafea, da? Când ai tu timp, 5 minute, 10 minute, ne cunoaștem, eu am business-ul, tu ai business-ul, ora nu se știe, poate că mai devreme sau mai târziu putem să facem și business, dar până atunci
măcar stăm de vorbă, ne cunoaștem. Este o invitație omenească, o invitație la care foarte puțini oameni pot să spună nu. Gândiți-vă că față de invitațiile care sunt la ora actuală propovăduite de cursurile de vânzări de genul domnule client, vreau să vă fac o prezentare prin care să aveți dumneavoastră mai multe beneficii pentru dumneavoastră, pentru firma dumneavoastră, care sună deja standard, care sună deja manipulativ, asta sună mult mai uman și ca urmare este mult mai ușor de primit. Nemai vorbind că, și asta am vorbit într-un podcast, într-un alt video podcast, oamenii nu au numai nevoie de business, oamenii au mult mai mult alte nevoi, au nevoi personale, care nevoi personale, tu nu o să le știi înainte, care nevoi personale uneori, de foarte multe ori, bat nevoile de business și pentru ca să le afli trebuie neapărat să stai de vorbă cu ei. Iarăși un alt mod de a poziționa lucrurile, de a propune, este să le spui lucruri de genul, domnule client, dacă stăm de vorbă, vreau să aflăm ceea ce este relevant pentru dumneavoastră. Poate e ceva ce vă doare. Poate că aș putea să vă ajut cu ceva. Poate că am putea numai ca și oameni să lucrăm împreună pentru ca să, la rândul nostru, facem mai bine celor din jurul nostru. Deci cam acesta ar fi modul cum eu, foarte natural, foarte omenesc, v-aș recomanda să faceți ceea ce se numește cold calling-ul. Având intenție superioară, în al doilea rând, gândind de fiecare dată, atunci când faci cold calling, ai o mare șansă, mare probabilitate să fii respins. 80-90% din cazuri ești respins. Deci tu trebuie să ai o foarte mare flexibilitate, trebuie să fii, să gândești că ok, sunt respins, dar pot să mă duc să găsesc pe altcineva, încerc în altă parte. Deci o a doua regulă atunci când faci cold calling-ul este să încerci cât mai mult. Dar aici nu mă refer să încerci cu un anume scenariu standard. Mă refer să încerci în sensul în care mintea ta trebuie să fie deschisă, sufletul tău trebuie să fie deschis și să știi că ceea ce faci, faci bine, iarăși mă întorc la intenția superioară anterioară. Și să vrei, odată ce ești respins, să cauți pe altcineva, să vorbești cu altcineva, încercând iarăși încă o dată, hai să stăm de vorbă, hai să ne întâlnim. Iarăși un alt lucru foarte important, cold calling-ul se face foarte bine, nu neapărat la biroul omului. Foarte simplu se poate face în momentul în care îi spui, ok, dacă luați prânzul undeva, hai să facem ceva, mergem la un prânz împreună, oricum am și eu pauză de prânz, sau mergem la ora 5 când se termină programul, bem o cafea împreună, sau poate găsești iarăși un motiv încă și mai greu de refuzat, poate un bilet la meci, poate un bilet la un eveniment, poate o invitație, poate generezi tu o invitație, poate faci tu un eveniment la care să-ți vină clienții, poate participi tu la un eveniment, pentru că networking-ul, deci evenimentele sunt extrem de importante pentru ca să reușești să găsești clienți noi într-un cadru în care omul iarăși nu se simte presurizat. Toată ideea este să nu simtă că ești vânzător, să nu simtă că vrei să vinzi, ci să simtă că are de-a face cu cineva care este uman, care este poate și el în business și care în cele din urmă ar putea să-l ajute cu ceva. Iar cel de-al treilea lucru care trebuie să-l ai în vedere în momentul în care faci cold calling, vreau să te gândești nu să împingi, nu să ceri, ci mai curând să atragi. Da? Deci cu alte cuvinte, în momentul în care pui mâna pe telefon, în momentul în care duci la un om, în momentul în care bați la ușa unei firme, gândirea ta ar trebui să fie ce aș putea eu să fac pentru ca să-i ajut pe oamenii ăștia, ce aș putea eu să fac pentru ca să-i atrag pe oamenii ăștia, pentru ca să vină înspre mine. Dacă eu gândesc undeva, în dosul capului meu, trebuie să am permanent întrebarea ce nevoie au oamenii ăștia, ce-i doare, de unde vin și cum aș putea eu să-i ajut. Dacă am o astfel de gândire, iarăși îmi va fi mult mai ușor să creez mai curând o atracție decât o împingere. Iar în momentul în care stau de vorbă, trebuie să fug ca el cu coarne de tămâie de orice înseamnă propuneri directe. Deci nu faceți propuneri directe. Nu de prima dată. Prima dată când vă duceți să stați de vorbă cu cineva, singurul lucru care trebuie să-l aveți în cap este să aflați cât mai multe, să aveți o discuție normală și să aflați. Asta trebuie să spuneți și omului, am venit să ne cunoaștem, n-am venit să vă vând, iar dacă cel din față vă spune, ok, ce ai de vândut, dă-mi voie să spun că omul ăla nu vrea de fapt să cumpere, ci vrea să te tragă în negociere, în care negociere să obțină cât mai mult. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți orice fel de alte întrebări, vă rog, trimiteți-mi un e-mail la curca@arontraining-vanzari.ro. Trimiteți orice fel de alte întrebări la care cu dragă plăcere vă răspund.